Fără sacrificii, nu poate exista sportul de performanță. Îmi aduc aminte că la 13 ani am plecat de acasă spre București. Antrenoarea a avut grijă de mine. Mă lua de la cămin, mă ducea la pregătire, eram ca și copilul ei. De la antrenori am învățat că tot, dar absolut tot, în sport se obține doar prin muncă, multă muncă, prin sacrificii și prin dăruiri. Corect, contează și talentul, dar dacă nu ai grijă de el, noi în atletism avem o vorbă: munca bate talentul. De fiecare dată când sunt întrebată ce idol am, răspund foarte sinceră: niciunul. Cred că dacă vrei să ajungi precum un anumit sportiv, îți limitezi standardele, ori tu trebuie să țintești cât mai sus. Îmi este foarte greu să vorbesc despre momentul în care auzi că ți se cântă imnul. Starea aceea poate fi descrisă doar de către cei care au trecut prin ea. Atunci, uiți de toate, de zilele când simțeai că nu te mai poți antrena, de momentele în care doreai să abandonezi. Acel minut e doar pentru tine. Cei mici trebuie să vină la stadion. Să nu uite că atletismul stă la baza tuturor sporturilor. Să alerge, la început, pentru ei, pentru sănătate. Apoi, după ce îl practică o perioadă mai lungă, vor vedea că le devine cel mai bun prieten. Și nu te mai saturi de el. Vă spune o atletă cu 10 medalii de aur cucerite în 2 luni.